Bună ziua! Astăzi voi face pui mănăstiresc la cuptor și mai departe o să vă prezint ingredientele. Pentru această rețetă voi avea nevoie de 2 ouă, 2 cepe tocate mărunt, bacon afumat, 5 căței de usturoi tocați mărunt, un cup de unt, pulpe superioare de pui, 300 de ml de smântână, ciuperci, 200 de ml de apă, 150 de ml de vin alb, pătrunjel, sare amestecată cu fulgi de chili. Și mai departe o să vă arăt cum voi proceda cu această rețetă. Într-o tigaie am pus cubul de unt la topit. Acum voi pune bucățile de carne. Eu am scos pielea. Și voi rumeni puțin bucățile de carne în unt. Voi lăsa carnea să se rumenească puțin și voi reveni. Bucățile de pui au început să se rumenească și le voi întoarce și pe partea cealaltă. Carnea a început să se rumenească, am întors-o și pe partea cealaltă. Acum voi pune apa. Și voi lăsa carnea împreună cu apa și untul să fiarbă 20 de minute. Un capac deasupra. Carnea este gata. Am lăsat-o 20 de minute și a fiert. Voi opri aragazul, o voi da deoparte și mai departe o să vă arăt cum voi proceda și cu celelalte ingrediente. În această tigaie am pus un cup de unt și voi căli baconul. Voi lăsa baconul să se rumenească și mai departe o să vă arăt cum veți proceda. Baconul a început să se rumenească. Peste bacon voi pune ceapa. Voi pune și usturoiul. Voi amesteca totul. Și voi lăsa să se călească puțin și ceapa împreună cu usturoiul. Cam 10 minute. Baconul împreună cu ceapa și usturoiul sunt călite. Acum voi pune ciupercile. Și le voi căli și pe acestea foarte bine. Până când ele se vor înmuia puțin. Voi lăsa și ciupercile 10 minute și voi reveni. Ciupercile sunt gata. Voi pune și vinul alb. Voi mai lăsa acest sos împreună cu baconul și ciupercile, ceapa și usturoiul să mai dea într-un clocot și voi reveni. Acest sos este gata împreună cu ciupercile și baconul. Voi opri, voi stinge aragazul și voi lăsa, voi da totul deoparte și mai departe o să vă arăt cum voi proceda cu întreaga rețetă. Într-o tavă de ena voi pune bucățile de carne și acel sos. Peste bucățile de carne și acel sos voi pune ciupercile.
mixăm cu vinul și ceapa și baconul. Apoi voi da totul la cuptor 25 de minute la 190 de grade. Voi așeza foarte bine și ciupercile. Cam așa ar trebui să arate totul înainte de a fi băgat la cuptor. Voi băga acest sos împreună cu carnea de pui și ciupercile 25 de minute la 190 de grade. Apoi voi scoate totul și vă voi arăta mai departe cum voi proceda cu acest pui măiastirez la cuptor. Am scos puiul din cuptor. Acum sosul a început să scadă. Acum voi pune și smântâna și mai departe o să vă arăt cum voi proceda. L-am ținut 25 de minute la 190 de grade. În acest castron am pus cele două ouă. Le voi bate. Acum voi pune și smântâna. Voi pune și sarea împreună cu fulgii de chili. Voi amesteca totul foarte bine. Și voi pune totul peste pui și ciuperci. Așa, apoi voi distribui smântâna împreună cu oul pe toată suprafața ciupercilor și a puiului. Voi introduce din nou tava în cuptor pentru 10 minute, până când oul și smântâna se va face și el foarte bine. Apoi vă voi arăta mai departe cum voi proceda. Rețeta de pui mănăstiresc la cuptor este gata. Acum voi presăra pătrunjel deasupra tocat. Această rețetă este foarte delicioasă și ușor de făcut. Voi lăsa totul să se răcească puțin, apoi voi tăia pe o farfurie și vă voi arăta și vouă cum o vom servi. Rețeta de pui mănăstiresc a ajuns la final, carnea s-a fiert foarte bine, s-a frăgezit în vin. Este o rețetă ușor de făcut și foarte delicioasă, o puteți servi cu cartofi la cuptor sau cum vom servi noi acum cu orez cu legume. Este o rețetă delicioasă și o recomand să o faceți și voi. Sper că v-am fost de folos și cu această rețetă. Sper să o încercați și voi. Toate cele bune până data viitoare. La revedere tuturor!